Bună ziua, domnilor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție exclusiv din Oltenia. Astăzi vom discuta despre administrație, un pic și despre politică. Până la urmă, asta ne interesează pe toți, dacă vreți. E un subiect spinos așa al ultimelor zile, dar să începem cu administrația. Mi-a acceptat invitația și îi mulțumesc încă o dată domnul viceprimar al orașului Scornicești, Daniel Tudor. Vă mulțumesc, domnule viceprimar, bună ziua. Vă mulțumesc, bună ziua pentru invitație. Domnule viceprimar, intrând în problema noastră de astăzi, și anume administrația locală, mai putem vorbi de administrația locală performantă în 2019, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă vreți, personal, aș spune? Cu siguranță putem vorbi despre acest lucru și în acest an, însă ceva creează, să zic așa, probleme ca să lucrurile să fie totuși chiar așa cum ar trebui. Și aici mă refer la faptul că sunt acolo sus, în vârf, persoane care au puterea deciziei în acest moment și sunt persoane dovedite cu persoane incompetente. Din acest motiv, e un pic mai greu ca în această perioadă să discutăm într-adevăr de o administrație performantă. O administrație performantă care trebuie făcută cu oameni onești, oameni cinstiți, cu oameni care pun mai presus de interesele personale, interesele cetățenilor. Atâta timp când nu se schimbă lucrurile acolo, este greu să vii să controlezi și să spui că în administrațiile locale totul este roz. Datorită deciziilor care știm bine că vin de acolo, care acolo se iau anumite hotărâri, hotărâri de care depind și administrațiile, sunt legate și administrațiile locale. Când putem vorbi de o administrație locală, trebuie să vorbim de o eficiență într-un compartiment anume, în care oamenii să vină să-și ceară o adeverință, să ceară un fiscal și să fie rezolvați pe loc, adică lucrurile astea mărunte, care nu necesită o evaluare amănunțită, să vină să ceară omul și să plece cu ea imediat sau în aceea zi, să nu fie chemat a doua zi, a treia sau a patra zi. Deci, lucru să știți, și de o eficientizare, a sistemului. Să știți că acest lucru, raportându-mă direct și făcând parte din administrația locală Scoricești, să știți că la noi acest lucru cam în felul ăsta lucrează. Oamenii, lucrurile care nu necesită, repet, o evaluare amănunțită, sunt eliberate pe loc către cetățeni. Să nu punem un proces rapid, să nu punem oamenii pe drumuri, că e ca fiecare. În primul rând sunt costuri și să nu mai vorbim de pierderi de timp. Bine, știți, cumva de drag nu vine nimeni la dumneavoastră decât dacă vrea să vă vadă personal, dacă vreți. Corect, dar mai rare cazuri. În general, oamenii vin că au nevoi, probleme și e normal să vină să ceară și să găsească sprijin în administrația locală, că de-aia există administrații locale. Domnule viceprimar, din punctul acesta de vedere al eficienței și performanței în ceea ce privește, nu știu dacă vreți, birocrația, dacă ne raportăm strict la birocrație, să zicem că lucrurile ar fi mai simplu de pus în mișcare. Bun. Dar ce se întâmplă, de exemplu, cu partea de investiții de care tot dumneavoastră vă ocupați? Unde banii sunt așa cum sunt? Acum spuneați dumneavoastră, discutând un pic mai devreme, despre cea mai recentă rectificare bugetară, în care banii nu prea vă ajung pentru mare lucru. Da. Într-adevăr, la acest capitol am spus-o și la începutul anului, când a fost prezentat bugetul, nu local, bugetul național, că arată bine pe hârtie acest buget național, însă... Da, descriptiv, vă mulțumesc și pe dumneavoastră. Da, pe hârtie arată bine, însă eram convins că lucrul acesta l-am spus și la vremea respectivă, că, de fapt, pe hârtie arată bine, însă, în realitate, lucrurile stau altfel. Și s-a dovedit, de-a lungul timpului, că, într-adevăr, din păcate, am avut dreptate în acea perioadă când am spus aceste lucruri. Ce pot să vă spun este, ne aflăm în luna septembrie și... nu văd și nu s-a finalizat nici măcar un kilometru de autostradă, nu văd niciun spital, cel puțin în construcții, un spital regional cu care au venit în campania din 2016, cu promisiunea care au venit în acea campanie parlamentară. Mi-e greu să cred că în perioada care a mai rămas vor mai reuși să facă astfel de lucruri. Bine, în mare parte mai avem 3 luni și jumătate. Infrastructura lasă de dorit și să știți că, vorbind în special de noi aici la Olt, nu m-ar mira să văd
spun asta cu durere în suflet, că acea fabrică de automobile de la Craiova să-și ia bagajul și să plece, e un lucru care indirect ne-ar afecta și pe noi, locuitorii orașului Olt, județului Olt, pentru că sunt fabrici care deservesc acea mare fabrică de automobile din Craiova și automat vom avea și noi ca și cetățeni și locuitori al județului Olt de suferit. Noi cei din provincie suntem, dezvoltarea noastră a celor din provincie este direct proporțională cu infrastructura. Mai ales pe dumneavoastră v-ar avantaja cu atât mai mult din moment ce vă traversează un drum european. Da, drumul european care, bine că ați adus aminte de el, care a fost anunțat la fel și el cu surle și trâmbițe că se începe, că gata, au pus utilajele la treabă de unde. E anunțat de câteva luni de zile, din acel moment până în momentul de față nu s-a întâmplat nimic. Păi cam cum rămân la noi în așteptare multe proiecte, în special proiecte de investiții majore, cam așa suntem și în stadiul ăsta. O autostradă care va traversa va ajuta foarte, foarte mult. Cu siguranță, cu siguranță. Ar deschide alte oportunități. Sau, mă rog, drum expres, cum îl cheamă. Ar fi același lucru. Practic, cam același lucru. Tot de viteză, tot cam aceeași stil de Benz. Cu siguranță ne-ar ajuta, ar deschide alte orizonturi, alte oportunități. Deschiderea orașului Iscornicești ar fi cu totul alta cu siguranță în momentul acela. Aceste bugete, acest buget național plus alte decizii politice, fiscale, pe care PSD ALDE le-au generat în această perioadă, să știți că de care dumneavoastră v-ați lovit fizic, au șubrezit foarte tare bugetele locale și la deciziile fiscale, mă refer aici la mărirea contribuțiilor salariale, la modificarea impozitului pe venit și la transferul contribuțiilor privind indemnizațiile asistenților sociale, asistenții care au venit în sarcina UAT-urilor. Practic, la dumneavoastră grădină. Da, noi trebuie cum să ne îngrijim ca să avem lună de lună disponibil suma necesară pentru a plăti aceste indemnizații. Este foarte greu, să știți, este o cheltuială în plus, este o sarcină în plus și toate aceste decizii despre care am vorbit și multe altele, dar astea sunt prioritizate, au dus la șubrezirea bugetului local și aici am fost nevoiți și nu numai noi, sunt convins că toate primăriile sunt nevoite să facă anumite sacrificii și de unde poți să faci sacrificii, de la funcționare nu poți, de la întreținere nu prea poți, n-ai decât să faci de la dezvoltare. Tai de la și investiții. Acolo ești obligat să tai pentru a putea funcționa și de a putea să te întreții pe durata unui an. Și sunt convins că acest lucru l-au făcut, noi am făcut acest lucru în cadrul primăriei orașului Iscornicești, am fost nevoiți să renunțăm la anumite investiții din această cauză. Cumva sunteți pe buget de avarie, ca să zic așa, un buget de supraviețuire. Toate punctele de vedere. Un buget de supraviețuire în acest moment. Momentul ăsta. Da. Vine o perioadă în care trebuie să sperăm cum avea și noi alte proiecte, vom depăși această situație și va veni vremea să vadă că și la Iscornicești se poate face ceva și o să ne fie foarte greu să suportăm noi partea de cofinanțare a anumitor proiecte tocmai din această cauză că nu o să avem disponibil sumele necesare. Și iar ajungem în punctul de a pierde bani europeni doar pentru că noi nu putem să susținem un proiect. Da, nu putem să susținem și n-ar fi vorba de sume mari, dar dacă nu le ai, dar nici pe astea nu le aveți cumva. Asta așa este. Aveți acum un proiect european, din discuțiile pe care le-am avut anterior aici, spuneați că sunteți cumva pregătiți să susțineți partea de cofinanțare, ne referim aici la anveloparea blocurilor. La reabilitarea, da. Dar într-adevăr, în legătură cu acest proiect, am dat o hotărâre de Consiliu în care am aprobat o linie de credit tocmai pentru a sprijini această parte de cofinanțare a UAT Iscornicești legată de acest proiect. Deci suntem în linie dreaptă și lucrurile legate de implementarea acestui proiect sunt pe făgașul normal. Aici să zicem că lucrurile sunt liniștite, bine stabilite, nu o să aveți probleme din acest punct de vedere. Da, nu avem probleme pentru că... Din punct de vedere financiar. Da, repet, am reușit și... Bine, acum urmează procedura de finanțare cu bancă ca să putem
primi această linie de credit, care am votat-o în ședința de Consiliu Local. Bun, situația actuală și o previziune sumbră, dacă vreți, asupra viitorului financiar, cel puțin al primăriilor. Vă mai permite, să zicem, moral, dacă vreți, să accesați fonduri europene, ținând cont că vă gândiți de la început că, domnule, nu prea avem cu ce să le susținem? Așa cum am spus de fiecare dată, pentru mine accesarea acestor fonduri reprezintă o prioritate. Deci este o bună variantă de a reuși într-o comunitate să faci lucruri, pot să spun, mărețe. Adică ar fi păcat să putem să accesăm anumite fonduri pentru diferite investiții, dar investiții benefice. Nu putem face orice investiție numai de dragul de a face-o, dar să nu aibă efect bine, pozitiv decât să facem asupra... un teren de sport în pantă, da. Cumva mai bine nu-l mai facem. Corect. Să vină cu... Era un exemplu, așa. În sprijinul cetățenilor, să fie benefic pentru locuitorii orașului Scoricești. Ar fi păcat, repet, să nu putem să sprijinim cofinanțarea acestui proiect. Însă sunt convins că pentru aceste cofinanțări vom găsi resursele financiare. Un exemplu l-am dat mai devreme, am făcut o linie de credit. Dacă lucrurile nu vor putea fi făcute din bugetul local, vom găsi și la momentul respectiv o variantă de împrumut, de ceva. Deci tot, vom face tot posibilul astfel încât să susținem aceste proiecte și să meargă până la capăt. Până la urmă, nu renunțați la ideea nu asta renunțăm, în nu, orice circunstanță nu, financiară. Nu renunțăm pentru că, repet, este o bună oportunitate de a dezvolta orașul nostru, accesarea acestor fonduri europene, care, din păcate, am văzut, și nu vorbim de Scoricești neapărat, în general, primăriile și legându-mă aici de județul Olt, s-au ferit de accesarea acestor fonduri europene, nu știu motivul exact, bănuiesc că le e frică sau le e teamă de... riscul la care sunt supuși atunci când lucrează cu banii europeni, pentru că, într-adevăr, acești bani europeni, știm cu toții, sunt urmăriți altfel. Cheltuiala lor. Mă rog, vorbim tot de cheltuirea banului public. Adică toți banii care trec printr-o primărie ar trebui urmăriți așa, măcar. Da, dar și altfel, cred că lucrurile ar fi cumva diferit. Așa ar trebui. Vedem aici, drept dovadă, banii ăștia, dacă sunt urmăriți altfel, parcă le e frică să lucreze cu ei. Poate fi și o teamă. Pe de altă parte, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră acum de procedură, nu cred că mi-ați spune că e una simplă. Da, procedura nu este una simplă, însă dacă ai oameni competenți și dacă își fac treaba, nu ai de ce să întâmpli probleme. Într-adevăr, este una stufoasă documentația, dar dacă ai, repet, oameni competenți, lucrurile nu au de ce să nu aibă un rezultat, la finalitatea să fie pozitivă. Rezultatul pe care dumneavoastră îl sperați. Da. Banii pe care îi aveți acum vă ajung să acoperiți tot ce înseamnă cheltuieli de funcționare și așa mai departe, care este practic în sarcina dumneavoastră până la sfârșitul anului? Am primit la începutul lunii septembrie, am primit o sumă de 1.560.000 lei vechi de la Ministerul Finanțelor. Bani care nu ne ajung până la finalul anului. Sperăm într-o altă rectificare și să mai primim o altă sumă de bani, cel puțin încă pe atât, ca să putem să sperăm că vom încheia anul 2019 fără datorii. Pe zero, nici nu vorbim de excedent bugetar. Nu. Nici nu se poate pune problema de așa ceva. La zero. Să ajungem măcar să scăpăm de datoriile curente. Altfel încât de anul viitor să vă gândiți că poate faceți altceva Dacă nu ne ajută și nu mai sprijină și nu mai sprijină în următoarea rectificare, la următoarea rectificare bugetară, va fi și mai dificil ca acest lucru să se întâmple. Păi cumva... Datoriile se moștenesc de la un an la an, dacă vreți să folosesc o sintagmă așa, și atunci sigur. Acoperirea lor vă întârzie. Este din ce în ce mai greu, pe măsură ce trece timpul, e din ce în ce mai greu să revii la zero, să le aduci datoriile la zero.
se adună, oricum se cumulează de la un an la altul și suma crește oricât ați încercat să le acoperiți. Este mai e greu. Foarte greu, da. de ajuns la punctul zero. Din păcate așa este și cu lucrurile astea, acestea se confruntă din păcate majoritatea primăriilor. Domnule viceprimar, a existat la un moment dat un program care ajuta, dacă vreți, autoritățile locale, și anume PNDL. Fostul PNDR, fostul și tot așa. Se vorbește în ultima perioadă de un PNDL 3. Credeți că mai este o soluție viabilă, vorbind de un program guvernamental, susținut din bani guvernamentali, unde totuși fondurile sunt limitate, după cum vedem, avem o rectificare bugetară negativă? Atunci cam ce facem? Mi-e greu să cred că în perioada următoare va apărea acest PNDL 3. Știm foarte bine că și PNDL 2 în momentul acesta nu este finalizat. Deci mai sunt proiecte din care același au fost, motiv, din da, care au, da, din cauza tot un motiv financiar. Deci exact. Nu cred că putem trece la un PNDL 3 din moment ce un PNDL 2 nu și-a terminat investițiile până în acest moment și mai sunt bani de alocat pentru finalizarea acestor investiții. Bănuiesc că după ce se va termina și se vor finaliza aceste investiții, sperăm cei care vor veni la guvernare să implementeze un alt PNDL 3 sau ce-o fi, pe baze strict reale și să putem demara alte proiecte pe acest PNDL. Știți cum? Dacă vreți ca o părere personală, una peste alta, au început foarte multe investiții, foarte multe proiecte demarate, dar am uitat să le finalizăm pe cele care erau deja în lucru. Și atunci am ajuns la situația actuală de a avea foarte multe proiecte, multe dintre acestea nefinalizate, pentru că n-au fost bani să le finalizăm pe toate. Sunt proiecte moștenite și așa mai departe. Corect. Și atunci ce rost are să finanțăm proiecte noi dacă noi le-am terminat și asta, pe cele vechi? Asta zic. Suntem în situația în care nu am terminat Programul Național de Dezvoltare 2 pentru că nu sunt efectiv bani. Și nu ne putem gândi la alt program din moment ce programul acesta este nefinalizat. Eu așa văd și logica lucrurilor. Nu neapărat. Nu trebuie să fii mare cumva așa ar politician trebui să fie. Ca să dai seama de aceste lucruri sau mare economist. Bine, pentru lucrurile astea, din punctul meu de vedere, nici n-ar trebui să fii politician una peste alta. Da. A trebuit să fii un profesionist. Corect. Un bun profesionist acolo, unde trebuie. Nu trebuie să grăbim lucrurile sau de dragul, dar da bine în campanie, că se apropie o campanie electorală și să dăm bine că uite ce fac ăștia și ce zic frumos să nu mai arată facem și lucrurile ce, doar de drag de campanie. Să știți că oricum oamenii în general nu mai au încredere pentru că au văzut pe pielea lor propunerile, proiectele care le-au prezentat cei de la PSD în campania din 2016, mă refer la parlamentare, care au fost numai amăgiri de moment. Proiecte și un program de guvernare pe care sunt convins că și dumneavoastră l-ați crezut într-o proporție. Sau dacă nu l-ați crezut, ați sperat că dacă se îndeplinește, e bine pentru noi toți. Da, n-am crezut în el, însă într-adevăr, ca și bugetul, cum am spus de bugetul 2019, bugetul național, și aceea platformă electorală arăta bine, da. Era greu de refuzat, adică ca simplu cetățean, simplu votant, mergeam pe, arăta bine. Da, pe această platformă, adică îi dădeam încredere. Dar să știți că a dezamăgit mult, lucru care, din păcate, pentru noi, pentru cetățenii României, ne-a afectat. Pentru că foarte, și așteptările au fost foarte, foarte mari. Foarte grav, da. Și cred că de această dată locuitorii acestei țări vor fi mult mai atenți la aceste platforme mincinoase, pot să spun, pe care PSD-ul le-a prezentat în fața oamenilor. Cumva credeți că, dacă vreți, iarăși vă întreb ca o părere personală, credeți că ar trebui făcută o responsabilizare a omului politic? Dom'le, vii cu o platformă în fața mea, hai după o perioadă să vedem, ai dus la îndeplinire ceva din ea? Cumva mi se pare că se cam minte mult în campaniile astea electorale. Păi normal că ar trebui să fie, că fiecare să răspundă pentru ceea ce promite și mi s-ar părea și normal venind și cerând votul cetățeanului, nu decât să te folosești de votul lui, adică să-i întorci oarecum favorul, dacă vrei. Da, de ghilimele spus, să-i întorci favorul și să faci cel puțin ce ai promis,
că vrei să faci. Adică eu nu sunt adeptul a veni în campanie și a spune lucruri mari, că facem, asfaltăm, introducem gaze, apă, canal și de fapt... Toți cornicești, de fapt, da, de fapt aceste lucruri chiar și eu să știu că e imposibil să le fac, dar numai de drag, dar le spune numai de dragul, dar câștiga anumite voturi pe moment, aceste voturi se vor întoarce de-a lungul timpului împotriva ta, celui care ai venit și ai spus nesustinut aceste lucruri. Că dacă nu ai o susținere, mai bine nu le spui. Știți cum e vorba aia din bătrân, fac că nu mă doare gura. Dar dacă ai promis un lucru, du-l până la capăt. Oamenii au așteptări și în ziua de astăzi au așteptări din ce în ce mai mari. Nu absurde. Nu absurde, deci nu-și doresc decât... Vorbim de strictul ăla, da, de civilizație, da, un minim care de, ar fi trebuit de, să existe de niște ani. Dar un minim de confort, să beneficieze și acolo. Du-un drum decent, două rețea de gaz și dacă se poate și o canalizare și apă, și eu zic că asta ar fi minim suficient pentru... Ar fi mulțumitor, da, pentru, da, da, pentru alegători. Pentru cetățeni. Că ce să, altceva, și vă spun din experiență și din discuțiile avute cu cetățenii, nici nu-și doresc, domnule, altceva. Nu vor lucruri mărețe, nu vor zgârie nori, nu vor cine știe ce, pe la port sau alte minuni. Vor atât, strictul necesar despre care am vorbit mai devreme. Până la urmă, de ce au nevoie? Domnule, ce mi-a trebuit? Am și eu nevoie de apă, de o canalizare, de gaze, poate. Și mi se pare normal. Nivelul de trai până la urmă. Mi se pare normal, pe lângă faptul că îți acordă un vot de încredere și, cum am spus, trebuie să vii să... În schimb, cu care ceva te responsabilizează. Da, care te responsabilizează, până la urmă sunt și plătitori de anumite taxe și e normal să aibă aceste drepturi. În cazul dumneavoastră vorbim de taxe și impozite de taxe statut și impozite, oraș, da, da, da. Până la urmă, că asta e situația, asta e în cadra ca și toate satele sunt aparțin mediul urban. Sigur, chiar dacă 80% din locuitori trăiesc la case, dar... sunt prinși ca și mediul urban. Și plătesc taxe și impozite aferent. Da. La dumneavoastră, comparând așa, situația e mai simplă. Veniți cu o platformă în fața electoratului, vorbim de electoratul din Scornicești, ca să dăm exemplu concret. Dom'le, nu s-a întâmplat nimic, peste 4 ani nu te mai votez. Ori noi totuși depindem de ce se întâmplă la nivel național. La nivel național situația nu prea funcționează așa. Se cam perpetuează aceeași situație și așa mai departe. Dumneavoastră sunteți o za dintr-un lanț pe care dumneavoastră nici nu-l puteți face mai rezistent, nici nu-l puteți rupe. Și atunci cum facem să schimbăm un pic polul de putere, astfel încât să nu mai fiți nevoiți să stați cu mâna întinsă către guvern să vă dea ceva, dacă vă dă? Că din bugetul local prea puțin puteți face, că și bugetul ăla local, dacă l-adunați, tot la bugetul național se duce și apoi stați cu mâna întinsă, dați-ne și nouă ceva, că noi v-am dat. Păi da, am vorbit mai devreme de contribuțiile salariale. 45% din total salarii merg către bugetul de stat. Adică jumate aproape din cota salarială merge la bugetul de stat. Da, într-adevăr, am văzut acest lucru cu câteva luni în urmă. Oamenii își doresc o schimbare. S-a văzut asta prin vot, prin votul din 26 mai. Oamenii vor să fie reprezentați de oameni cinstiți, oameni corecți, oameni care să le apere interesele. Și sunt convins că și la alegerile următoare, intenția de vot spre Partidul Național Liberal va fi din ce în ce mai mare. Sunt convins de lucrul acesta și nu mai este mult și o să ne convingem. Până nu scăpăm de această guvernare toxică, de această guvernare care a făcut și face în continuare rău acestei țări și principal românilor, nu vom reuși să vorbim despre astfel de lucruri, despre o normalizare. Numai după ce vom scăpa de aceste partide, de această alianță guvernamentală care a existat și din câte am văzut... Care s-a rupt de puțin timp. Da, și am văzut mai recent că se pare că începe iar să sudeze, România nu va intra în normalitate, să știți. Din păcate, nu văd șanse în această formulă. Practic, susțineți moțiunea de cenzură? Cu siguranță o susținem. Eram foarte încrezător că această moțiune va trece, dacă mă întrebați, acum vreo două zile. Însă, după ce am văzut ieri, aseară, la televizor, și aici mă refer la votarea președintelui în camera în senatului, în senat,
A fost o surpriză pentru toată lumea. Să știți că m-a făcut să mai mă răzgândesc un pic în această șansă. Încă, totuși, sunt încrezător că moțiunea de data aceasta va trece, dar, repet, se pare că vor găsi o formulă de alianță în continuare cei de la PSD, ALDE, dar fără Tăriceanu. Asta e părerea mea, sunt concluziile personale. Nu neapărat cea mai bună, nu neapărat este și formula corectă, dar e o părere personală. E un scenariu care poate întâmpla. Că vor merge în continuare în aceeași formulă de alianță, dar fără Tăriceanu. Asta e părerea mea. Doar fără el ca persoană, fără el ca partid. Fără el ca persoană. Se va găsi alt Tăriceanu. Bine, până la urmă, de știți cum e, e greu să fii în opoziție. La putere e cel mai ușor. Da, pentru că vă spun și principalul motiv pentru care cred că nu vor pleca, e faptul că încă, și am văzut că n-au plecat, încă au oameni, sunt sute, poate mii de oameni în țară care sunt pe funcție în acest moment din partea partidului ALDE. Vă dați seama? Vorbim și de un minister? Da, vă dați seama. Și minister, da, sigur, au și acolo a rămas ministru, da? Doamna ministru. Sigur că da, a rămas și cu siguranță o să mai găsească loc și pentru alții. Și plus în teritoriu. În fiecare deconcentrat, prefect, subprefect, au în teritoriu oameni pe funcții, cei de la ALDE. Nu cred că sunt dispuși, la cum știm cu toții, să plece după acele scaune. Da. Deci ăsta este, din punctul meu de vedere, principalul motiv pentru care ei se agață în continuare de această guvernare. Și aici mă refer la cei de la ALDE. Pe de altă parte, ar fi și șansa guvernului Dăncilă de a trece pe lângă Parlament, dacă vreți, din moment ce structura politică nu se va schimba în guvern. Da. Și atunci scapă și de teama Parlamentului, să zicem. Deci această părere mi-am întărit-o după ziua de ieri, când am văzut că se joacă. E un joc care nu s-a încheiat. Dacă vă repet, credeți că poate fi un joc de imagine, dacă vreți? Nu neapărat. Nu neapărat un joc, dar se poate spune și asta. Cumva, hai să ne mai spălăm imaginea un pic. Se poate spune și asta, dar nu cred că mai reușesc. Și sunt conștient și de lucrul ăsta. Nu cred că mai reușesc nici în 10 ani de aici încolo să-și mai spele imaginea pe care și-au construit-o. Asta depinde și de dumneavoastră, de opoziție. Până acum, să știți că n-a stat cu mâinile, sunt nici noi cei din opoziție. Partidul Național Liberal, de fiecare dată când a avut ocazia, a depus moțiunea de cenzură, ca și de această dată. În acest moment, domnul președinte Ludovic Orban poartă discuții cu toate partidele din opoziție, să zic așa, pentru susținerea moțiunii de cenzură. Știu că se purta discuții și cu ALDE, nu știu să vă spun acum la cal dacă în momentul acesta se mai poartă sau nu discuții cu ALDE. Mi-e greu să cred că se va mai putea discuta cu ALDE. Deci sincer vă spun personal, iar e o părere personală, nu știu nimic de la nivel central, n-aș putea să spun că știu ceva de acolo, dar o părere personală e că în acest moment fug de această negociere cei de la ALDE. Repet, totuși rămân cu oarece încredere că de data aceasta moțiunea va avea succes și va trece, moțiunea depusă de Partidul Național Liberal. Dar vom vedea, încă nu s-au strâns semnăturile necesare pentru susținerea acestei candidaturi. În continuare, Partidul Național Liberal, prin domnul președinte Ludovic Orban, încearcă să strângă suficiente astfel încât să poată fi depusă și să aibă și succes. Că bine, ca moțiunea să treacă până depui, la urmă. O depui, dar de dragul da depună, parcă știți, ratezi șansa, că vorbim de o singură șansă de a depune o moțiune de cenzură, că nu putem face lucrul ăsta din săptămână în săptămână. Asta se constituțional poate face, vorbind. Da, după fiecare sesiune parlamentară. Exact. Și atunci vă ratați glonțul, ca să zic așa. Deci, noi știți bine că am depus, am încercat de fiecare dată, n-am ratat nicio șansă de a depune moțiunea de cenzură, însă până acum, din nefericire, nu pentru noi, pentru români, această moțiune n-a trecut. Sperăm, pentru binele românilor și bunăstarea lor, să treacă de data aceasta. Dacă ne uităm la votul de ieri, că tot vorbeam de zilele trecute, tot vorbeam de președintele Senatului, situația a fost destul de clară. Polul de putere a mers clar către domnul Meleșcanu. Da. Candidatul, contracandidatul, în speță candidatul dumneavoastră, a avut un număr destul de mic de voturi.
Frate, majoritatea în Senat, să zicem, că ar fi confortabilă PSD-ului. Da, s-a văzut pe asta, am spus mai devreme, s-a văzut lucrul acesta și de ieri m-am răzgândit. Dacă până ieri eram aproape convins? 100% convins că va trece această moțiune, de ieri mi-am schimbat și cred că foarte mulți și-au schimbat această părere. Așteptăm, sperăm că în ultimul ceas se vor găsi variantele favorabile, astfel încât să treacă moțiunea atunci când va fi depusă. Când se va hotărâ. În cel mai favorabil scenariu pentru dumneavoastră, pentru opoziție, trece moțiunea. Urmează o nouă guvernare. Raportat strict la împărțirea, dacă vreți, politică, matematic, da? Din Parlamentul României, la guvernare ar trebui să fie tot PSD-ul constituțional vorbind. Da, cel mai și bun... atunci președintele poate fi pus într-o ipostază ingrată de a alege tot un premier de la PSD. Cea mai bună soluție, o soluție pe care Partidul Național Liberal o agrează și a solicitat acest lucru, ar fi alegerile anticipate. Și atunci poate dacă s-ar schimba putea, pentru că atunci, într-adevăr, ponderea va veni la conducere un guvern legitim, un guvern care să reprezinte dorința cetățenilor. Atunci asta ar fi cea mai bună soluție. O soluție care, repet, Partidul Național Liberal o susține, dar pentru a se și pune în aplicare această soluție, nu este nevoie numai de partid, nu poate singur Partidul Național Liberal să ducă la capăt această inițiativă. Dacă stau bine să mă gândesc, aveți cumva nevoie și de PSD aici. Da. Și e de greu. O parte este PSD-ului mai greu și puțin. Nu știu, dar aici ar nu vreau să spun prostii, nu știu sigur dacă din punct de vedere constituțional acest lucru se mai poate, având în vedere că din 6 luni avem scrutin de alegeri. Cred că mai aveți timp un pic până în iarnă. Un pic acum până în iarnă. Ar fi asta e singura perioadă în care da, s-ar putea. Da. Adică imediat după alegerile prezidențiale, un pic înainte să înceapă, dar atunci imediat după să fie să aibă loc aceste alegeri. Procedura e și destul de greoaie. Procedura durează. E greoaie și eu zic că aici ne lovim și de acest aspect timpul. Dar asta ar fi cea mai bună, din punctul meu de vedere și din punctul Partidului Național de vedere, asta ar fi cea mai bună variantă, alegeri anticipate. Atunci este un guvern, va fi un guvern clar legitim constituit. Bine, și asta, să zicem că din alt punct de vedere, v-ar ajuta pe dumneavoastră. Dom'le, uite, oamenii ăștia n-au făcut-o intenționat să-i omoare pe cau ceva cu ei. De la PSD, cau ceva cu ei. Vor da. Ei să guverneze, vor că au fost în opoziție. Să guverneze și să guverneze consolidat de un vot. Uh-huh. În spate, consolidat de un vot al poporului. Însă, repet, nu știu în ce măsură și constituțional acest lucru se mai poate realiza. Deschizând două direcții. Un lucru este clar. Nu mai trebuie lăsat acest guvern să conducă țara, pentru că ne-au dus în propasti. Și e foarte, foarte greu, indiferent de ce guvern va fi. Eu oricum sunt convins că formula noului guvern va fi PNL și USR și poate alte partide, nu știu, deci dar cumva USR, vorbim tot de un guvern USR de coaliție. Și PNL, cu siguranță va fi că nu va reuși. Eu îmi doresc, dar e foarte greu posibil să ca PNL-ul să obțină un scor suficient de mare încât să poată guverna singur. Nu, asta cred că va fi foarte greu. Îmi doresc, repet, acest lucru, dar în același timp sunt și realist. De aceea, guvernul, din punctul meu de vedere, că va fi acum, că va fi peste o lună, peste două, că va fi atunci la termen, din punctul meu de vedere, și s-a văzut și al românilor, va fi format din cele două formațiuni politice și de-abia atunci, zic eu, că putem vorbi de dreapta, putem vorbi de normalitate și putem încerca și putem începe să ridicăm România de acolo de unde e în acest moment. V-am spus, suntem într-o prăpastie și asta nu o spun eu, asta se vede, asta o simt și o resimt toți cetățenii, dar nu mai putem să lăsăm această guvernare să facă din și mai mult rău de acum încolo. Deci trebuie stopați prin orice mijloace, trebuie stopați
să mai rămână să conducă acest guvern. Poate că unii spun că ar fi mai bine să nu intrăm, alții că părerele sunt împărțite. Eu personal nu sunt de părere că mai trebuie lăsată această guvernare să legifereze în Parlament. Exact aici voiam să ajungem. Să deschidem două direcții, politic și moral, dacă vreți. Raportat la posibila intrarea dumneavoastră la guvernare, cade guvernul Dăncilă, președintele până la urmă trece peste toate, numește un guvern PNL. Trece guvernul PNL, de mâine intrăm la guvernare. Bun. Situația actuală, politic vorbind, ar fi sinucidere curată pentru dumneavoastră. Într-un an de putere, partidul se uzează. Situația actuală nu e deloc roz. Nu știu, PNL-ul cât va putea să redreseze situația astfel încât pentru electorat să fie suficient. Moral pe de altă parte și renunțarea la guvernare, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, e ca o fugă de responsabilitate. Corect. Bun. Până la urmă, cum ar trebui să jonglați dumneavoastră, dacă vreți, între aceste două direcții și care ar trebui să primeze, dacă vreți, din punctul dumneavoastră de vedere? Și din punctul meu de vedere, vă spun, dar și din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, suntem pregătiți de guvernare, indiferent de... Deci mergeți pe partea morală. Pe partea morală, fără doar și poate, cum am spus mai devreme, nu putem să lăsăm PSD-ul să mai facă rău în continuare acestei țări și nu ne gândim că într-adevăr va fi greu sau avem în spate exemplu guvernării Boc când într-adevăr au venit cu anumite tăieri, anumite sacrificii pe care a fost nevoie să le facă, dar într-adevăr s-au dovedit până la urmă benefice, chiar dacă au fost criticate la acolo în acest a fost moment, o carență de comunicare puternică, nu neapărat pus în practică rău. Legat de acest aspect, să știți că și din discuțiile avute cu oamenii, stau foarte mult pentru oameni, să știți că se așteaptă. Adică nu neapărat că vine PNL-ul sau că vin alte partide. Uh-huh. Oamenii se așteaptă că vor veni perioade grele, că va veni o perioadă de sacrificiu în care trebuie făcute anumite sacrificii pentru a putea redresa această țară. Deci nu cred că va mai fi impactul atât de mare când va veni PNL-ul. Spre asta se îndreaptă lucrurile. Că vă place, că nu vă place... Practic trebuie să o faceți. Nu, din punctul meu de vedere, repet, dar și al Partidului Național Liberal, nu există cale de întoarcere. Deci, clar, mergem fără probleme la guvernare și fără teamă, fără frică. Trebuie să mergem că în această situație va fi și mai greu atunci când vom veni, va fi și mai greu să preluăm guvernarea, pentru că dacă acum suntem la un anumit nivel cu datoriile, cu ceea ce se întâmplă în această economie, cu siguranță, pe măsură ce trece timpul, vom avansa în jos, nu în sus, în jos, cu aceste datorii. Ne vom îndatora și mai mult și va fi și mai greu, cum am spus și mai devreme, ca și bugetul local, dacă nu reușești de la an la an să te redresezi. E mai greu, după ani și ani, să faci ceea ce n-ai făcut la timpul potrivit. Când vin din urmă... Așa și acum, pe măsură de trece timpul, ne afundăm și mai mult în datorii. Datorii care odată și odată trebuie plătite și trebuie onorate, că e ca și acasă, e ca și într-un buget familial. Faci o datorie azi, dar trebuie să o acoperi până la urmă, că nu poți să mergi. Când ai luat banii, ți-a plăcut, acum trebuie să mai dai și înapoi. Corect. Așa și la bugetul de stat. Așa este. Și banca îți dă o dată, îți dă de două ori sau îți dă o bancă, îți dau două bănci. Dar după aia, a treia nu mai dă, păi mai ai la două bănci, ce faci, unde te duci, că nu poți să susții rata sau creditul. Deci așa e și, așa este și într-un buget național, aceeași poveste, numai că vorbim de la un nivel macro. Ne raportăm, da, la alte proporții. Domnule viceprimar, pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, suntem în punctul în care suntem. Ce urmează de aici încolo, din punctul dumneavoastră de vedere, astfel încât situația să fie una benefică pentru dumneavoastră ca autorități locale, dacă vreți? Except în, nu știu, guvernarea și așa mai departe. Mai multe oportunități în ceea ce privește demararea proiectelor. Adică să putem să depunem proiecte pe alte surse externe față de ce avem noi în bugetul local, să putem accesa, că sunt ele guvernamentale, că sunt europene, surse externe de finanțare pentru a putea dezvolta comunitatea pe care o pastorăm. Până la urmă, la asta vă raportați, astfel încât măcar la puținul ăla care e să mai adăugați câte puțin până vă ajută deci, să... Oportunități în ceea ce privește
accesarea acestor fonduri de natură externă. Despre asta avem nevoie. Ajutor despre în asta, da. Domeniul, sprijinirea domeniul proiectelor. Uh-huh. Domnule viceprimar, vă mulțumesc. Dar sustenabile. Că... Să fie sustenabile, adică nu dar de dragul, dar le depune... Vorbim de proiecte care să ajute comunitatea, să ajute, că despre asta e vorba. Și care să, până la uh-huh. finalul implementării, să existe și sursa de finanțare, nu decât pe hârtie. Sau cumva proiectul de la început să vină cu sursa de finanțare până la final. Corect. Să nu ne pomenim și atunci la... măcar știu, mă apuc la... de un proiect, dar știu sigur că am bani să-l și finalizez. Asta ne dorim cu toți. Domnule viceprimar, vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația și de această dată vă mai aștept și cu alte ocazii, că discuții sunt multe, clar, și în politică lucrurile evoluează foarte, foarte repede și sigur vor mai exista discuții în perioada imediat următoare. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că timp de aproape o oră ați fost și astăzi alături de noi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție exclusiv din Oltenia. La revedere, o după amiază plăcută în continuare. La revedere.